Pacea bună a lui Dumnezeu să fie cu voi, prietenii mei, cei care căutați pe Dumnezeu la un ceas târziu de noapte. M-am văzut silit să vă comunic câteva lucruri foarte, extrem de importante și serioase. În urma unei discuții cu un frate din Pennsylvania, m-am gândit să dau multora care cercetați, care lucrați mult, care citiți multe, să vă dau un îndemn ca de la un om bătrân trecut prin viață. Scrie în Ecleziastul să nu te obosești să faci o mulțime de cărți, că asta îți istovește trupul și n-ai mai isprăvi niciodată. În legătură cu aceasta, aș dori să vă spun să nu încercați ceea ce am văzut că mulți, nu chiar așa, dar oricum cercetători și de toate felurile, încearcă și cercetează scripturile și pun cap la cap lucrurile și vor să facă o lucrare, dar timpul nu ne ajunge, Iisus trebuie să vină. Și lucrul cel mai mare este ca ei, cei care cercetează atâta, să fie gata, să fie biruitori, să umble în lumină, să biruiască păcatul și lumea, așa cum Iisus a spus, îndrăzniți. Veți avea necazuri, îndrăzniți că eu am biruit lumea și deci și noi trebuie să biruim cum El a biruit. Deci lucrul principal rămâne acesta, caută să ai o viață de biruință, biruință și mai mult ca biruință. Ce înseamnă mai mult ca biruință? Înseamnă că rămâne o parte din puterea dumnezeiască a Duhului primită, nefolosită. Sau nu biruim la extremă sau cu greu sau ce, ci mai mult decât biruință. Sau în altă parte în psalmi scrie, paharul meu e plin de dă peste el, îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, ne poartă, zice Pavel, cu carul lui de biruință Dumnezeu în Hristos. Deci astea sunt lucruri fenomenale, dacă asta noi trăim, dacă umblăm în Duhul, dacă trăim și am primit viață prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, prin Duhul omorâm faptele trupului, găsim toate aceste resturi, acolo unde în română scrie orice mânie, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară în... o altă traducere și cred că în original scrie orice rest, pentru că acolo erau resturi, acolo nu mai erau mâniile acelea văzute de alții, ci doar acelea rădăcinile, cele fine pe care noi le simțim că vin din trupul păcatului, faptele trupului care ies la iveală și nu le putem controla, deodată ne trezim că am scos un cuvânt sau s-a iritat ceva în interior, poate n-a văzut nimeni, dar orice rest din acestea trebuie să dispară, să smulgem cu rădăcină cu tot. Deci avem de lucru aici, vă îndemn din inimă voi, cercetătorilor și în primul rând fratele meu drag cu care am vorbit acum și va auzi mesajul și fiecare din voi care lucrați pentru Dumnezeu și credeți că aveți așa lucruri mari de făcut și de cercetat și Iisus vine și vă găsește tot cercetând, dar voi nu aveți această viață care era la început la Tatăl, 1 Ioan 1, nu putem pipăi cu mâinile noastre, nu o vedem cu ochii noștri, în umblarea voastră, nu văd cei apropiați. Și în primul rând Dumnezeu, pentru că celui din Sardes, Apocalipsa 3, îi scrie, ești mort? De ce? Nu pentru că nu lucra, dimpotrivă, făcea evangelizări, lucruri multe pentru Dumnezeu. Îi mergea numele, deci era renumit, de exemplu, poți să spui că era Billy Graham sau altul și așa mai departe, nu poți să știi. Și totuși spune, ești mort, de ce? Și am întâlnit mulți lucrători și chiar dintre cei mai dragi pe care eu îi cunosc,
că nu erau faptele lui desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Asta e ceva mult mai mult decât desăvârșite înaintea bisericii sau înaintea oamenilor. De aceea căutați cu tot din adinsul, zice Iuda. Și el a căutat cu tot din adinsul să le scrie și apoi s-a văzut silit să le spună, să le scrie acele lucruri fenomenale. Citiți epistola lui Iuda. Este extraordinar. Noi trăim timpurile cele mai grele. Unul este acesta. De ce să nu mai cercetez? Păi nu mai gândiți-vă. Am aflat acum că în America și în multe, și la baptiști și penticostali și menoniți și tot felul de evanghelici, protestanți și de toate. E o confuzie enormă. Ei cred, cum și în România, 90% credeți asta în adunări. Ei cred că Iisus vine și va lua toți, pe toți care au iertarea păcatelor. Dacă ai făcut botezul în apă și te-ai întors și te-ai pocăit și răpirea, tu vei fi răpit. Nu e adevărat, nu scrie așa. Da, tu poți să fii mântuit, pentru că vor fi mulți mântuiți și după răpire și vor mai fi. Toate aceste taine le găsiți, de exemplu, în cartea Mireasa și Curva și Ultimele Timpuri, de Sigurd Bratli. Avem în română încă exemplare tipărite, sunt în engleză, în germană, în norvegiană, cred că și în chineză, în rusă, sigur sunt, am dus eu. Și am prin Ucraina și așa în diferite locuri, Cernăuți, Ostrița și Reni și Ozărnuie și alte locuri. Și în Basarabia sunt, deci sunt și în română și în rusă și în franceză, categoric, olandeză și așa. Sunt în ce limbă vrei tu, în italiană cred că s-ar putea, deși cam greu a mers cu italienii cu trezirea aceasta. Dar poate că este. Mireasa și Curva și Ultimele Timpuri, ține minte, notează, caută. Deja unui frate din Cluj îi trimit acum prin poștă cele 6 broșuri, nu așa mari, este Mireasa și Curva, 130 de pagini poate are. Acestea 6 abia costă vreo 70-80 de lei, cu tot cu transport, poate prin poștă sau fan curier, cred că mai bine. Și vom vedea. Interesează-te, sunt și în alte limbi. Caută și vei găsi acolo. Acolo sunt toate tainele astea și despre Mireasa și despre Curvă, care sunt religiile mari, cele două mari, Curva cea mare și fiicele ei, toate adunările și toți frații, așa zis frați și surorile, care n-au o viață răstignită, care nu sunt răstigniți împreună cu Hristos, Galateni 2:20, ca să nu mai trăiască ei înșiși, ci Hristos, după cum scrie, noi care am murit față de păcat, sau dacă am înviat împreună cu Hristos, Coloseni 3, să umblăm după cele de sus, nu după cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos. Numai ăștia vor fi răpiți, mai fraților, mai prieteni dragi. Dar de ce? Nu văd nicio reacție. Chiar am trimis, nu mai spun cui, unor pastori renumiți, chiar unul a evangelizat și a fost pestat în multe orașe de curând și așa. Nicio reacție, ingen reacțion. Gândește-te ce trist. Și nu știu, sunt două motive pentru care nicio reacție. Desigur, nepăsarea e principalul, lipsa totală de interes. Dumnezeu pur și simplu nu ți-a descoperit că tu ești în pericol, că tu visezi, tu cânți Maranata, vine Iisus, vine răpirea și așa, nu ești gata, nu-i gata nici biserica, poate și bodogănești, vorbești acolo jumătate de oră, o oră în fiecare duminică și joia și așa. Și de fapt, nicio reacție. Când tu auzi că trebuie hrană tare, plus nu se înțeleg aceste taine. Mai multe categorii de mântuiți, în Mireasa și Curva și Ultimele Timpuri, deși e clar, Curva este cea care a, religia care are doi bărbați și firea pământească, deci n-au ieșit din firea pământească, n-au emigrat în Duhul, și firea pământească și pe Iisus ca mire. Da? Și atunci doi bărbați, îți împarți viața între doi bărbați și mai punem și lumea și lucrurile din lume, poate încă alți bărbați, în Samaria, da? Căreia Iisus i-a spus, 5 bărbați ai avut și nici acel care ți este acum nu ți-e bărbat. Tu crezi că Iisus este, te-ai logodit cu El, dar Pavel zice, cu unul singur să fii, nu și cu firea pământească, ea trebuie neapărat pe cruce și un cui să treacă prin limbă. Și lumea la fel, să fie răstignită față de tine, tu față de lume.
Altfel n-ai nicio creștere, altfel tot lăptic, lăptic, Golgota, aștepți să ți se dea, să încerci și tu să dai, poate faci și multe minuni și semne și prorocești, atâția cu daruri duhovnicești, cu toate astea, nu ți ajută la nimic. N-am făcut noi, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi, n-am vestit Evanghelia pe ulițele noastre și așa. Niciodată nu v-am cunoscut, ați lucrat fără de lege, ați luat cinste de la oameni, de exemplu, sau bani, sau... Treziți-vă, măi, fraților, nu văd reacții, sunt îngrozit. Trimit la sute de oameni și doar, de exemplu, la Andrei Cibi, pe pagină trimit 112.000 sunt și 500, 200, 1000 și ceva. Dar puțini sunt care mă întreabă, frate, ai cartea aia, dau și numărul de telefon, din nou îl dau, e riscant că unii poate vor să mă sune la miezul nopții și soția e bolnăvioară, trebuie să-l dau pe silențios noaptea atunci, neapărat să nu uit. Dar în orice caz, 0742-145-836. Pe Facebook pun și acolo multe vorbiri și lucruri, mai ales pentru lapte și pentru chemare, pentru evangelizarea celor care nu știu aproape nimic. Da, Gheorghe Avram Adjud, să-ți dea Dumnezeu har, caută pe Dumnezeu, nu mai dormi, eu cred că... E clar, dacă nu-i nicio reacție, nicio dorință să treci la cele desăvârșite, scrie clar în Evrei. Să lăsăm cele începătoare, botezul, botez în apă, îi mai scăldăm o dată ca brana amiții și alții și că nu-i bun botezul ăla, că e altul și îi scos din apă tot aceiași oameni. Omul cel vechi este cu ei țanțoși, știți întâmplarea aceea tristă, e adevărat? Un om a vrut să scape de omul negru, să zicem ca și cum ar fi omul cel vechi. Este lucrul acesta în diferite ținuturi, ci că din cauza omului negru nu poți să ai fericire în casă sau așa ceva. Și atunci ce i-a zis cineva, trebuie să schimbi locul, să schimbi locația, du-te în altă parte. Și a pus toate bagajele și apoi a încărcat în mașină și sus ce era pe deasupra bagajelor. Era o persoană, cine era omul negru. Cineva întreabă, dar unde te duci? Și el spune, azi ne mutăm. Da, firea merge pe tine, cu tine dacă n-ai răstignit. Omul cel vechi va merge cu tine dacă nu l-ai răstignit. Da, Dumnezeu să-ți dea har. Aici e târziu, soția, cred că, deja cred că mă cheamă, suntem undeva mai departe, nu suntem acasă la bloc. Să-ți dea Dumnezeu har, primește lumina lui Dumnezeu. Altfel ori ești mort. Dacă chiar nu-i nicio reacție și dacă nu cauți. Și apoi nu mai cerceta atâta, că nu mai e timp. Roata a fost descoperită de mult. Nu mai încercați acum să descoperiți roata și deja sunt mari descoperiri, multe făcute. Și sunt multe scrise. Conferința Leonberg, Philadelphia, o avem și audio. Mireasa și Curva este tipărit și audio. Cei curați vor înțelege și alte taine, lucruri adânci. Când și când pun pe toate grupurile, câte două, trei aproape și mai ales, cu asta închei că este așa târziu, mai ales să nu uitați lucrul acesta. Mană, izvor bun pe Telegram, acolo voi pune mult mai multe de mâine, hotărât, pe celelalte voi pune mai puține. Nu-i nicio sete, văd ca la voi, nicio reacție. Și mai este apoi pe Telegram, Mirele vine, pregătește-te, acolo e loc mult mai mult, spațiu mai mare. Intrați pe aceste grupuri dacă vreți și care voiți scrierile cele 6 broșuri, să-mi scrieți, să mă sunați, să le cereți și vi le vom trimite. Dumnezeu să binecuvânteze biserica lui vie, Dumnezeu să binecuvânteze acest timp greu de adormire mare care este peste tot aproape, frate și soră, prietene. Pregătește-le, mirele vine și nu ia decât pe cele gata. Fecioarele nechipzuite nu vor fi luate, unde lemnul din vas este viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cei care prin Duhul omoară faptele trupului, așa cum scrie. Dacă nu faci asta și dacă n-ai răstignit firea și n-ai lepădat omul vechi care se unea, când mintea ta se unea cu pofta, deci făceai păcate conștient, de acela e omul vechi care păcătuia conștient. Dacă nu l-ai dezbrăcat, dacă n-ai intrat într-o viață biruitoare, spre mai mult decât biruință sau odihnă în Dumnezeu, fire dumnezească, nu vei fi răpit, dragul meu.
trezește-te, Dumnezeu să-ți dea har, mă rog pentru tine și pentru voi toți care aveți o chemare cerească, să vă ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.